seara și bine v-am găsit! Eurovisionul a trecut, dar nu și emoțiile trăite de artiștii noștri pe scena de la Liverpool. Alături de Pasha Parfeni, senzație pe marea scenă au făcut și back vocalistele artistului. Cum a fost această experiență pentru ele, aflăm imediat de la colega noastră, Iulia Deliu. Iulia, bună seara! Bună seara, Olga! Bună seara, dragi prieteni! Chiar dacă euforia Eurovisionului a cam trecut, lucrurile s-au mai calmat, eu am ținut neapărat să vorbesc cu cele care au stat în spatele și alături de reprezentantul Moldovei la Eurovision, back vocalistele lui Pasha Parfeni, Valeria Pasha, așa, și Adelina Iordache. Fetele au făcut senzație pe scena de la Liverpool, nu doar cu vocile sale, dar și cu o ținută extraordinară, iar cu afurile a fost ceva spectaculos. Salut, Valeria! Bună, bine așa. Te-am regăsit! Și eu bine, da, te-am regăsit. Adelina, din păcate, nu a reușit să ajungă, dar ne povestești tu mai multe despre cum s-au întâmplat lucrurile acolo. Și pentru început, desigur că o să te întreb cum s-a trăit acest moment acolo pe scena de la Liverpool, pentru că bănuiesc că e ceva ce, nu știu, irepetabil, probabil nu o să se mai întâmple, și atunci când ai în față zeci de mii de spectatori și sute de mii de telespectatori, probabil că, nu știu, se simte special. Cum a fost? Știi, eu nu vreau să zic că e irepetabil, pentru că eu cu siguranță vreau să mai repet această experiență. Într-adevăr, a fost ceva unic să pășești pe o astfel de scenă atât de mare, cu atâția oameni, cu un staff atât de bine echipat și atât de profesionist, să știi că te privește atât de multă lume și te susține, nu doar te privește. Cumva toată lumea cânta Soarele și Luna, toți oamenii care nu cunoșteau limba română, nu știu, mi se pare senzațional, te vorbesc despre asta și mi se face piele de găină. Eu cu siguranță aș vrea să mai revin la acest concurs și eu am zis că atunci când am plecat am zis, sau mă sperie foarte mult acest concurs, pentru că nivelul e, nu știu, e top nivelul ăsta, sau din contra pe mine o să mă motiveze ca eu să merg mai departe și de ce nu să mai încerc la o preselecție. Și uite că mă bucur că este a doua variantă, am venit foarte entuziasmată și foarte inspirată. Să știi că am mai compus deja și câteva piese, am reușit să mai înregistrez câte ceva și mă bucură că sunt într-o continuă mișcare. Deci, te-ai încărcat cu energie și te-ai apucat de muncă imediat. Da, probabil m-am încărcat de energie de la, în primul rând, de la toată echipa cu care am mers. Contează foarte mult oamenii cu care tu mergi acolo și noi, într-adevăr, nu știu, am legat o prietenie foarte strânsă cu toată echipa. Mai mult ca atât, măi, am văzut artiști în adevăratul sens al cuvântului și atunci când, nu știu, pui mâna pe ei, parcă îți transmit din acea energie și eu cred că a contat foarte mult și chestia asta. Bună, ziceam despre outfit-ul vostru și despre coafura care era una spectaculoasă, nu știu, împreună formați Luna, așa, da, deci pe separat era ca un corn și știu că era foarte mare și cât cântărea, câte ore l-ai purtat, cum te-ai descurcat? Uf, câte ore, nu știu cum să zic câte ore, foarte multe ore, dar să știi că la sfârșit, deja în ultimele zile, noi eram... Ne-am adaptat cu aceste cornuri, deja făceau parte din noi, pot să zic. Nu se mai simțea acea tensiune, acea durere, pentru că cumva știam că nu avem de ales, știi? Că ăsta este un accesoriu care cumva ne definea pe noi ca back vocalistele lui Pasha Parfeni. Și atunci când mergeam pe coridoare, toată lumea, toți veneau, ne luau interviuri, ne filmau, că vai, ce... A fost într-adevăr ceva deosebit. Și să știi că stiliștii când ne vedeau, cumva primele zile erau așa entuziasmați să vadă, wow, ce o să iasă, dar deja în ultimele zile, oh, iar vine Moldova să le punem coarnele astea în cap. Da, dar era ceva ce le se atașa, dar dura mult să faceți acest coafură? Dura în jur de 40-50 de minute pentru fiecare, pentru mine și pentru Adelina. Da, și ce ține de costume, vreau să spun că au fost create de către Iana Pozitivi, cea care, nu știu, mi se par foarte stylish, să știi că chiar acum am văzut un teaser de la turneul lui Beyoncé și Beyoncé are ceva de genul, așa că, băi, noi suntem în trend cu aceste costume, știi? Da, Iana e talentată. Da, și apropo, ea ne-a făcut și costumele pentru Turquoise Carpet, ziua în care s-a deschis, a fost ceremonia de deschidere a Eurovisionului și foarte mulți stiliști s-au apropiat de echipa noastră, au întrebat, dar cine? Pentru că la Turquoise Carpet, cumva, toată lumea încearcă să fie super extravagantă, cu ceva ieșit din comun, dar la noi a fost ceva clasic, dar în același timp foarte stilat, știi, și cumva prin asta ne-am deosebit. Bun, dar cum e atmosfera acolo? Vreau să ne zici din culise. Până la urmă, există rivalitate sau că e un concurs? Cum să... Da, poate și există acea rivalitate, dar nu se simte din motiv că
fiecare țară vine atât de pregătită și atât de focusată pe ceea ce trebuie să facă în scenă, încât nu poți să observi, nu știu, invidie, nu, dar nici nu e vorba de invidie acolo, cred că nu există acolo. E, acolo fiecare vine foarte bine setat pentru ceea ce are de făcut și, din contra, e o atmosferă foarte prietenoasă, pentru că în ultimele zile eram cu finlandezul cu care, la care, cântam pe coridoare împreună, nu am simțit chestia asta, s-a simțit doar prietenie și acum cum dau pe TikTok acolo, doar totul e cu Eurovision, doar cu piesele de acolo, nu știu când o să treacă toată euforia asta. Da, foarte frumos. Valeria, eu îți mulțumesc foarte mult, te văd foarte fericită și cu siguranță că o să te revedem la preselecțiile naționale și dacă asta îți dorești, de Doamne, să te vedem și pe scena Eurovision, repetat, Valeria Pașa, reprezentanta Moldovei. Vai, vreau să aceste cuvinte să le registrez pe un dictofon și să le ascult în fiecare zi. Mulțumesc frumos pentru acest interviu și chiar am fost fericită să împărtăș cu voi aceste emoții frumoase. Ție-ți mulțumesc și celor de acasă le mulțumesc că au fost alături de noi. Stați în continuare pe cu ochii pe O seară perfectă. Vă salut cu drag, Olga, ai legătura. Iulia, mulțumesc! Despre relații de cuplu cu copiii, dar și cu toți oamenii care ne înconjoară, discutăm astăzi cu Lorina Buga. Bună seara și bine ai venit! Bună seara, bună seara, la O seară perfectă, mulțumesc de invitație! Cu mare drag, eu nu puteam să trec pe alături la postările tale din ultima săptămână, unde vorbeai foarte mult despre relații. Și asta e o temă foarte, foarte actuală pentru mine, pentru toți oamenii care ne înconjoară după mine, că tot mai des știi, aud, bac, nu știu, ăsta e așa, sau aud frustrări de la diferiți oameni, inclusiv și în raport cu mine. Știi, când ai făcut asta așa, că eu vreau să discutăm și cu cei de acasă, pentru că asta e o temă în care noi o să aducem un pic de lumină și o să înțelegem noi care e faza cu relațiile astea, pentru că foarte mult se vorbește despre faptul că ceea ce vorbesc oamenii e despre ei de fapt și relația lor cu alți oameni tot este despre ei și vine de la ei. Hai să clarificăm acest subiect. Ok. Să încep cu prima ce vine. În primul rând, prin oameni ne vorbește însăși viața sau Dumnezeu, da? Adică fiecare deja felul său interpretează această frază. Doi la mână. În momentul când eu intru într-o relație cu cineva, este oglindirea mea. Și anume că focusul nostru de obicei este pe persoana din față. Da? Uite acum eu discut cu tine, aparent eu sunt focusată pe tine. Dar cu adevărat focusul trebuie să fie în mine. În sens că eu sunt aici, acum, în fața ta. Așa. Eu sunt atentă la cum eu sunt, cum simt și ce-mi doresc. În momentul când eu am o relație, fie de iubire, fie cu copilul meu, fie cu părintele, cu prietenii, iarăși, noi ne pierdem. În sens că suntem cumva învățați să fim focusați pe ei. Pe ce face copilul meu, cum te simți tu, ai mâncat, nu ai mâncat, ești bine, nu bine, ce poți să-mi dai, ce poți să-mi iei. Și dacă să ne uităm, este foarte greu să ne readucem înapoi atenția noastră pe noi. Pentru că în societate este interpretat într-un fel ca un soi de egoism. Genul, cum așa eu să mă gândesc la mine? Păi, dar ce o să facă ei fără mine? Într-o oarecare interpretare. Aha. Și foarte multe mămici, da, pentru că acum chiar am finisat cursul online mamă-copil, se regăsesc cum asta să nu mă mai gândesc la copil în timpul unei zile. Uh-huh. Foarte bine, pentru că în momentul când eu mă gândesc la mine, la necesitățile mele și aici nu ne ducem în extremă, genul să am, știți cum, să mă văd doar pe mine în oglindă și să mai văd pe toți restul. Este foarte important să ne menținem într-un echilibru. Nici să nu ne ducem în extrema că sunt doar eu regina reginilor și doar este despre mine și nici să nu te duci în extremă că îi vezi doar pe ei cu care interacționezi și pe tine nu te mai simți, nu te mai conștientizezi, atunci corpul intră într-o anxietate. Asta e lucru continuu, hai să-l numesc așa. Eu că mă uit la tine în momentul ăsta și te văd așa strălucitoare, cu ochii care lucesc, asta ce înseamnă? Că eu mă simt așa pe interior? Pe bune, noi tot avem în noi. Tot. Aha. Tot ni s-a dat. Corpul, sufletul, starea. Eu chiar te văd foarte frumoasă. Adică nu că până acum nu te vedeam așa, dar azi te văd într-un mod mai deosebit, altfel. În momentul când tu zici într-un mod mai deosebit, așa, este undeva de ce ție ți-ar fi dor să aprinzi în tine acum. Aha.
dacă îmi permiți știu. Deja, da? Da, sigur, doamna producătoare, mie mi-este dor să aprind în mine vreo vacanță din asta de vreo 3 săptămâni. Da, apropo de vacanță, că plecăm acum. Când ești după vacanță, ești super energic, strălucești așa cum te văd pe tine acum. Asta e, vezi, de aia tu la mine pui atenția pe ceea ce eu eman acum, pentru că ție parcă îți pare că ai lipsă de aceasta, dar tu o ai. Eu am. Și poți să o activezi într-o secundă. Tu mă vezi frumoasă și trălucitoare, nu e așa? Că eu am activat. Da, vezi, observ, asta nu e legat de fizic, pentru că totul este frumos. Este despre energie pe care noi o emanăm. Și dacă să revin înapoi în raport cu relația, când o relație o să fie pentru mine, dar nu împotriva mea? Când eu am să fiu focusată pe interiorul meu, pe mine. Dar nu tu mi-ești dătoare, tu trebuie să-mi faci, tu ești vinovată de nu știu ce. Măi, dar de ce fac oamenii asta? Pentru că așa e mai ușor. Aha. Psihic, caut confort. E mai ușor să dai vină pe cineva decât să-ți asumi și să lucrezi cu tine. Dar mai ușor în ce sens? Pentru ego. Adică, știi cum, toți sunt vinovați, toți sunt dători, numai eu sunt așa de bună, importantă și mai nu știu cum. Așa e mai ușor, aparent. Uh-huh. Dar în ani devine foarte greu și devine greu și pentru corp. Devine bolnăvicios deja, în sens că apar reacții care deja te pune pe gânduri, genul, de ce oare am ajuns la așa stare? Dacă eu parcă atât de mult, atât de corectă sunt, atât luptă pentru dreptate, atât lupt să, eu știu cum e mai bine pentru toată lumea și pur și simplu te trezești și nu înțelegi, dar unde e dreptatea? Că până la urmă mie mi-e rău acum. De-aia și omul când ajunge într-așa stare încep să caute ajutor la specialiști în domenii sau cursuri care să îi ajute să se transforme, pentru că ei înțeleg că strategia lor de viață nu merge. Strategia de viață, de exemplu, am învățat de mică că toți erau vinoveți împrejur, doar părinții mei erau cei mai buni ideali, da? La unde o să duc asta? Da, sunt foarte, sunt lume de care vrei, adică ei gândesc foarte diferit. Sunt persoane care, de exemplu, invers. Dar vinovăția asta e primul rând. Este mult mai ușor să spui că cineva e vinovat, că relația nu merge, decât să-ți asumi că, dar ce simt eu? Dar eu vreau asta sau nu vreau asta? Dar cât de tare eu mă implic să o construiesc? Pentru că relația este despre a construi. Nu este despre să învie cineva pe tavă și să-mi dea tot ce-mi doresc și o să zic, ce relație frumoasă și sănătoasă am. Dar cum e cu chestia asta? Că se zice că noi oglindim în partener, în relația cu copilul, așa e. Da? Adică da, noi oglindim. Ce? De-aia și ajungem să învinuim. Asta cum e? Fii atent. De exemplu, relația, nu știu, soție-soț, da? Soțul, de exemplu, cel mai des întâlnit în ultimul timp, că el poate, nu știu, să stea. El vine acasă și el poate ușor să se așeze pe o canapea și să stea. De obicei, majoritatea soțiilor se agită pe tema asta și zic, uite, da. Tu de ce stai? Eu n-am înțeles. Trebuie să faci ceva, trebuie să ceri, să nu știu ce. Întrebarea, da? Ce te deranjează cel mai mult în situația asta, într-un cuvânt? Într-o majoritatea cazurilor o să răspundă. Mă enervează că el poate să stea așa liniștit, iar eu trebuie să mă agit. Ce? Și tu ești început să te agiți. Corect. Care e momentul? Că el oglindește ceea ce eu nu accept în mine, ceea ce eu nu-mi permit mie. În sens, când eu simt că ar fi ok să stau, eu nu stau. Pentru că în spate am groază de traume, convingeri, de genul, tu trebuie să faci toată viața ceva. Aha, deci toată lumea care mi-a scris mie că n-a să mai deie să prodeie mașina. Asta pentru că ei nu și-ar permite să deie o mașină cadou, da? Că ei nu cred, da. Că ei nu își permit. Ei în viață nu o să poată să facă așa gest. Am înțeles. Asta e ideea. Și okay. În momentul când tu începi să funcționezi gândindu-te așa, ce faci în momentul când vezi că soțul, de exemplu, stă, da? În primul rând, nu te duci în extrema, dacă va fi nu știu cum, dar pe bune, iei loc lângă el, îl îmbrățișezi și îți permiți să stai măcar o jumătate de oră și să savurezi. Și magia se întâmplă atunci când tu începi pe bune să faci chestii de genul ăsta, el începe să se schimbe, el începe să se ridice de pe pat, fără să-ți spună ceva, dar se duce și începe a face ceva. Așa. Cu bărbatul am clarificat. Nu, așa, cu un mic exemplu, ca să fie mai clar. Mi-e foarte clar. Acum, mai sunt situațiile astea când cu lumea din jurul nostru, care nu o cunoaștem, da? De exemplu, în trafic. Uite, sunt în trafic și nu dă doamne, cineva ți-a luat în față, te-a tăiat și se ridică așa niște steri, nervi și nu știu ce. Asta ce e?
și cum să tratăm că, om, că nu-i lipsă de respect, omul poate să grăbește, poate eu azi aveam un copil bolnav în mașină, pot știi? Pot să-ți spun că în momentul, eu am avut chiar cu așa cazuri în ședințe individuale, da. Pe lângă că rezolvau alte chestii, spuneau că tu știi, eu și în trafic sunt mai liniștit. Și fii atent, eu nu mai atrag situații care să-mi taie cineva calea, care să mă claxoneze, care să mă tamponeze. Adică aici deja vorbim despre legea atracției. Aha. Aici e un pic mai profund, dar iarăși fiecare pe cât își permite să interpreteze. În momentul când eu mă învinuiesc în mine, eu am să atrag cineva să mă învinuiască. E ce interesant. Nu când mie mi-e frică, când mie mi-e frică de judecată, eu, dar nu doar frică, dar mă judec. Adică în interiorul meu zic să ai grijă, să faci totul bine, să fii sau tot perfect. Făcut asta. Da, să ajung la timp. Doamne, am pe cineva care trebuie să duc foarte urgent undeva, să eu să fiu super atentă, să zicem, la volan, da? Și atunci om să atrag, să-mi taie cineva calea, să nu meargă, semaforul să-mi pice roșu, dar, da? În momentul ăsta trebuie să te relaxezi, să respiri odată adânc și să zici că eu aleg să am încredere în viața mea și eu am să ajung la timpul cel mai potrivit. Asta este o încredere necondiționată. Pentru că dacă tu stai să împingi cu mâna trenul, îți dărâm mâna, nu împingi trenul. Știi cum zice o prietenă mea? Ea zice în felul următor, când îi spun, nu știu, de exemplu, merg undeva și mă grăbesc și spun, dar mă grăbesc și întârzi și în genere, cum așa? Și ea zice, stai liniștit, înseamnă că cineva de acolo, de sus, te-a are grijă de tine. Da, e o convingere foarte pozitivă care te ajută. Și în momentul când, adică, iarăși, vezi că noi vorbim acum general, abstract, abstract, dacă revenim înapoi la relație, orice relație, adică orice om care eu îl întâlnesc în viața mea, ca să construim o relație, fie ea de prietenie, fie este un suflet de copil care a intrat în familia noastră și am născut un bebeluș, fie soțul, părinții, nu contează, el nu pur și simplu apare. El apare cu un oarecare mesaj pentru mine. Cu o misiune. Un mesaj pe care pentru tu fie tine, da? Îl iai pentru tine și îl folosești constructiv, fie îl primești destructiv, în sens că te opui, opui rezistență, zici, dar ce te-am întâlnit, dar ce tu mi-i trebuiești, dar mai bine nu te întâlneam, nu, în direcția dată. Aha. Eu sunt ca aceste mesaje, sunt pentru ca noi să le folosim pentru noi, pentru că niciodată în viață nu o să fie nimic întâmplător. Ca niște semne. Pe cât de mult îmi permite conștiința să le percep, asta deja depinde de fiecare, fiecare suntem la nivele diferite de dezvoltare. Dar această abordare a lucrurilor îmi aduce mie mult mai multă liniște și echilibru în corpul meu decât cum gândeam odată, da? Da, că să aleg, nu, cu tine nu vorbesc, nu, că dacă eu te-am întâlnit în viață, înseamnă că eu am nevoie de tine și tu de mine, întotdeauna o să fie reciproc. Și atunci, orice relație nu este despre să mă duc să-mi caut relații, nu, pur și simplu îți pierzi energia. Tu ai să întâlnești oamenii exact în momentul când ai să ai nevoie, doar să nu fim în iluzia că genul, eu știu de ce am nevoie, de tine nu tare îmi place, nu, eu de tine n-am nevoie, hai următorul. Nu, dacă eu te-am întâlnit, atunci fii bun, deschide-te și învață din ceea ce tu ai atras în viața ta. Și atunci când tu îți înveți această lecție, mesaj, temă, chiar și dacă poate nu o pricepi 100%, cumva și omul nu mai e în viață. El dispare. Uh-huh, adică, dacă ați observat, în diferite pe parcursul unei vieți, tu observi că parcă atragi un fel de prieteni, oameni, da. Un fel de oameni. Da. La un moment dat în viața ta ai atras un soi de oameni. Peste câțiva ani, hop, parcă s-a schimbat. Și nu este despre să mă cert cu cineva sau special, pur și ștergem simplu friends din se Facebook. Schimbă dacă ești destul de deschisă și conștientă. Iar relația cu soțul și chestii genul ăsta, asta e o dragoste care, iarăși, eu mă îndrăgostesc. Eu nu caut să am relații sănătoase. Eu, în primul rând, mă îndrăgostesc. Eu simt o atracție mult mai puternică decât pur și simplu cu cineva, ceea ce mă face să mă deschid și să mă înțeleg toate mesajele pe care eu am nevoie să le învăț de la partenerul meu. Oho! Da. Poate e prea profund? Nu, în sensul că e logic pe de o parte după mine, știi? Adică nu e din domeniul fantasticului sau noi filosofim aici, dar e logic. Da, omul ăsta... Pentru că dragostea nu e cea care e scrisă cu penița, e cea care o simți. Înseamnă că este mult mai presus decât mintea noastră. Adică e ceva ce tu nu poți controla. Și e iluzie să zici că eu vreau să controlez, de ce nu mă îndrăgostesc. Vă doresc succes. Cine controlează, controlați. Mie mi se pare asta așa o aberație, sincer. Și în momentul când tu te lași, adică tu simți că tu iubești,
atunci, în momentul ăla, hai să discutăm cum din asta să construiești o relație care să fie constructivă, să fie ecologică și da, ai să ai multe lecții de învățat. Pentru că ea vine cu, din practica mea, pot să-mi permit deja aici mai subiectiv poate, ea vine să ne echilibreze. De aia ne îndrăgostim aparent de un om care este parcă opus nouă. O, da. Care parcă invers, că mi-mi place rocul, ție o să-ți placă altceva, ca până la urmă să vedem că și mie o să-mi placă rocul tău și ție o să-ți placă ce-mi plăcea mie. Da, da. Asta este despre echilibru. Cum viața și natura să ne facă acest echilibru? Prin oamenii prin care ne îndrăgostește, pentru că doar din emoția pe care o simți, tu ești gata să cedezi la orgoliu, la demnitate, 100%. La toate momentele astea cu convingere care oamenii le au ca să se apere, de fapt, da? Ca să te înveți să iubești necondiționat. Îmi place tare cum ai spus. Hai să concluzionăm pentru cei de acasă, știi? Uite, cu bărbatul, adică vreau tu să-mi dai așa 2-3 pași, știi, care... înțelegi ce vreau să zic? Care poate să ne ajute exact în momentul ăsta. Da, uitați-vă să fim deschiși. Ceea ce cel mai tare nu vă place, vă irită la omul cu care tu ești într-o relație, fie asta soț, părinte, copil, prieteni, colegi, da? Cel mai tare ce te irită este exact latura cea care tu nu vrei să o accepți în tine. Din moment ce noi o acceptăm? Din moment ce eu îmi dau voie să zic că eu îmi permit să mă odihnesc sau eu îmi permit să fiu și eu furioasă, dar nu o fac pe omul bun, sau îmi permit să, nu știu, să mă machiez și eu, da? Dar nu mă țin că nu am voie să mă machiez și de-aia mă irită alea care se machiază. De exemplu, cazuri foarte banale. Din moment ce eu îmi permit chestia asta să accept și în mine, asta nu înseamnă că eu încep să devin așa, dar eu doar accept în interior. Adică sunt ușor deschisă la chestia asta. Vreau sau nu vreau. Atunci nu o să mă mai irite chestia aia în persoana aceea. Și toate relațiile, de fapt, se rezumă la relația mea cu mine. Despre asta este cursul meu, apropo, care urmează să-l pornesc, este online, unde vreau să arăt oamenilor că orice relația a mea cu altcineva, oricum este în interior despre mine cu mine. Adică raționalul, da, și cu partea aia interioară a noastră. Super fain. Nu poți nu te întreb, că eu sunt fată activă pe social media, am văzut că mergi la Roma. Da, ce, apropo, ce acum, faci la Roma? Acum? Acum seara, da, după o emisiune, da? Luăm pe okay. La ruță și plecăm. Nu te rețin. Plecăm, mi-am propus pentru că foarte multe cereri am din diaspora. În sens că foarte mult nu-și permit să vină la Chișinău pentru cursurile în sală. Tot facem programe online, dar îmbrățișarea fizică oricum nu poate schimba nimeni și mi-am propus și această duminică, într-adevăr, am să fiu la Roma. O să țin o zi despre, cum zic eu, o întâlnire despre suflet, o întâlnire cu un grup de femei din România și Moldova. Și dacă ne aude cineva, vă invit cu mare drag. Adică da, să facem... foarte mulți din diaspora, așa că să știți ceva că Lorina vine unde, la Roma. Da, unde vom încerca să mai despachetăm ceva din noi, ca să putem să... Da, unde găsesc detalii? Fim într-o relație cu noi. Detalii pe pagina mea de Instagram, Facebook, Buga Lorina, vă aștept, scrieți în privat și cu... Eu întotdeauna sunt, indiferent în ce țară suntem, pentru că am călătorit și eu în câteva țări, am tot încercat să ne stabilim, oricum am venit înapoi acasă. Și întotdeauna sunt deschisă la toți cei care nu contează în ce țară ești, casa ta, în primul rând, este în tine, în suflet și în corp. Și datorită timpului de astăzi, ne permitem să putem să ne întâlnim fizic, indiferent unde sunteți. Și pentru asta, da, facem un efort și combinăm și Roma frumoasă cu întâlnirea cu oamenii noștri din comunitate. Deci, mergi cu familia, o să ai câteva zile de vacanță, și o să faci întâlnirea asta de suflet cu oamenii de acolo. Da, pentru că apropo acolo a fost... Da, o să abordezi o anumită temă. Cred că eu întotdeauna, de obicei, știți cum, eu nu sunt adepta teoriei. Eu sunt adepta simțului. Și în momentul când eu am grupul în față, eu simt și exact le dau ceea ce ei au nevoie la momentul dat. Ce interesant. Așa că deci este o abordare mult mai individuală. Oamenii vin, dar ei nu știu exact ce o să fie acolo. Da. Știu că o să vorbiți despre psihosomatică, despre ceea ce faci tu de regulă. De fapt, știi cum? Psihosomatică este înseamnă viață, până la urmă, pentru mine. Adică noi vorbim despre fiecare, dar nu doar discutăm, dar simțim, trăim, povestim și desigur ne eliberăm.
de emoții și cei care mă cunosc deja, ei, foarte multă lume au apelat la mine, gen, uite, știi, doar am simțit. Asta e minunat, așa că dacă doriți să vedeți cum e să simți, pur și simplu să te încredințezi, desigur, cu mare drag vă aștept. Lorina, eu îți mulțumesc tare frumos pentru această discuție caldă, sinceră, așa exact cum stau lucrurile. Mult spor în ceea ce faci, nu te rețin și să faci cât mai multe poze și stories de la Roma ca noi să te urmărim. Da, mulțumesc frumos. Și te așteptăm cu mare drag cu alte noutăți. Și pot să adaug că dacă vorbim despre relații la Roma, într-adevăr, este locul în care soțul meu mi-a propus să-i fiu soție. Soție. Wow, așa că o să avem un dublu eveniment. Super. Așteptăm de la voi poze și videouri și apoi să vii să ne povestești cum a fost. Mersi mult. Îți mulțumesc și o seară perfectă în continuare. Fructe de mare în bucătăria, gusturile se discute. Interpreta Lia Taburcean și jurnalista Ileana Rusu sunt invitatele emisiunii din această seară, care vor demonstra cât de talentate sunt în arta culinară. Ce gătesc rivalele, aflăm de la Diana Rotaru. Diana, bună seara! Bună seara, bună seara! Suntem live nu doar la O Seară Perfectă, dar și în platoul Gusturilor se discută cu Lia Taburcean și cu Ileana Rusu, jurnalista împotriva interpretei, scritoarea împotriva compozitoarei, mămicii a doi copii, mămica cu un copil. De ce bătălie serioasă în această seară la noi? Nu doar la gătit salate, salată mediteraneană cu calamar, te rog să filmez pentru că deja s-a făcut mare nebunie în salatele lor, pentru că am gustat, am rămas și cu impresii care mai bune, care mai rele. Zi-mi, te rog, cum îți pare salata Ilenei? Măi, foarte bună salata, doar că a fost un pic iute calamarul. Recapitulăm, reluăm, ștergem, montăm. Dar nu vrei să fii rea, drag? Adică totuși e un battle, nu este o prietenie. Și nici măcar nu cunoști. Măi, dar v-am spus că a fost iute calamarul, măi. Mă, Ileana a făcut calamarul iute astăzi, dar a fost tot gustos. Dar la nu poți să zici chestia asta cu a fost răutate. Mai puține sare. Mai, multă răutate nu. Nu pot. A fost mai puține sare și mai bine aranjat. Ești prea bună, dragă. Uite, ea a fost mai multă sare. O să-ți dea o lecție de răutate și de invidie. Cum este salata ei? Spune-ne, te rog, Ileana. Salata ei este foarte sară. Așa, bravo. În schimb, a mea, ce să mai zic? E gustoasă salata. Ambele salate sunt gustoase, doar că mie îmi place picant. Eu mănânc picant. Da, eu am gustat din calamarul tău și chiar am simțit picantul ăsta. Eu vreau să o felicit pentru cum a preparat calamarul, pentru că așa cum a preparat, am înțeles. Mă plictisiți, pe bune și pe cei de acasă tot. Deci ce battle-ul ăsta, chiar nu înțeleg. Dar tu cine provoci până la răutate, măi, dacă ne ferește, dar nu vă provoc. Nu, dar comentează lumea, că am citit comentariile oamenilor. Unii țin cu tine, unii țin cu tine, voi țineți una cu cealaltă. Salata Liei lasă foarte mult de dorit pentru gustul meu, dar gusturile se discută. Ce vrei tu acum de la mine? Lasă foarte mult de dorit pentru mine. În sfârșit, asta înțeleg. Deci sunt aceleași ingrediente, ai văzut? Noi gândim la diferit și simțim diferit. Ea vrea mai sărat, eu vreau mai picant. Ei lipsește magneziu, mie îmi lipsește... Potasiu. Mie îmi lipsește, n-ai baștii ce îmi lipsește în ea. Dar ce ai tu și n-are Lia? Nu în salată. Experiențe. Așa? Da. Vorbim cuvinte, probabil am mai multe cuvinte, pentru că totuși sunt scriitoare, am mai multe cuvinte decât ea. Da. Și punctăm al treilea. Deci al treilea este... Dar nu știu, sânii mai mari, cred că. Ai tu. Da. Ok, bine, ea hrănește, care copil de 6 luni, dar ce ai tu și n-are Ileana? Mai ce am eu? Dantura așa frumoasă. Zâmbetul meu, așa, fermecător. Așa, 2 și 3. Carisma mea. Ah, credeam că vrei să zici cariile mele. Carisma mea. Gata, nu și mai. Și bunul simț la gătit, măi. Lasă-mă. Draga mea, cu bunul simț departe nu ajungi. Stai liniștit. Viața asta dură. Mă, te rog frumos. Cu bunul simț am venit și aici și văd că degeaba am venit eu aici cu bunul simț. Bun. Ultima carte pe care ai citit-o tu, care a fost? Când ultima scrii, carte pe care... Da, eu citesc ultimul roman pe care l-am citit a fost al unui scriitor albanez, Vizar Jitim. Un roman colosal, Cortegiul fără de sfârșit. Eu vi-l recomand, este pur și simplu. Eu am savurat-o, cred că în trei zile am citit-o, pentru că m-am apucat de mai multe cărți în același timp. Dar asta este un roman colosal. Perfect. Aveți o recomandare de la Ileana Rusu. Fără de sfârșit. Perfect. Și tu? Eu ascult foarte des melodiile. Stai că urmează întrebările, nu te grăbi. Lasă-mă să spun că vă spun ceva. Tot timp, așa. Dar de ce vreți să vă lăudați public? Faceți-o în culise. Măi,
două cărți. Așa. Deci de discuții cu conversații cu mama Mihai Bendeac și exerciții de echilibru Tudor Chirilă. Am vrut să mă sunim la șuruburile. Ai probleme de echilibru, nu ești echilibrată, da, mă, să știi că da. Ești emoțională. După depresia postnatală care am avut-o cu Răzvănel, m-am ucis. Stai că am auzit chestii din astea cu depresie, da, postnatală. Ce se întâmplă cu femeia în depresia postnatală? Ce se întâmplă cu femeia? Efectiv își pierde gândurile bune, moralul e la pământ, e foarte greu. Da, nu e despre asta, e despre mâncare. Așa este, bărbații nu înțeleg treaba asta, bănuiesc. Dar eu vreau să spun că eu ascult melodiile Liei foarte des și ale tale. Vroiam să te întreb care nu-ți place. Da, eu ascult, nu știu, mi-am pare că fata asta cântă foarte bine. Cel puțin când a apărut prima dată cu la nunta asta e numai muzică de nuntă, eu am zis că, eu m-am îndrăgostit de piesa asta, pe cuvântul meu de onoare. Eu nu știu, nu este chef la care să mă duc și să nu punem această melodie. Nu există chef la care să ne ducem și nu țopăim în sus, înțelegi? Pe cuvântul meu de onoare. Drive, energie. Deci am înțeles de ce te laudă, vrea să-i cedezi tigaia aceasta fermecată, dar nu ceda. Nu ceda pentru că nu știm încă finalul, nu știm încă cine va câștiga tigaia, asta va decide Petru Chicu, ca de obicei, bucătarul nostru șef, care spune verdictul pe bune. Vă dorim o seară minunată, vă dăm întâlnire joi la 9 la Pro TV, la Gusturile se discută! Woo! Yeah! Yeah! Diana, mulțumesc! Sunt surori gemene și se înțeleg atât de bine încât nu împart doar aceeași cameră, dar și aceeași pagină de TikTok și Instagram. Andreea și Vlad au devenit virale pe rețele după ce au publicat primul lor video din Elveția și au adunat 1 milion de vizualizări. Cum au ajuns la acest succes? Care sunt planurile de viitor? Aflăm din materialul ce urmează. Suntem fetele gemene, Vlada și Andreea, studente la SIA Marketing și Logistică. Ce facem noi acum, de fapt, mai mult pe freelancer, hai așa să spunem, pentru că ne-am axat să fim ca videomaker, reels maker, TikTok maker. Pe lângă asta, noi mai predăm și engleza. Mulți poate asta nu cunosc, dar cumva asta e un hobby pentru noi și am venit în plus pe lângă ce și noi facem. Și noi, de fapt, ajutăm companiile să crească în baza videorilor pe care noi le creăm, da, pentru paginile lor. Andreea și Vlad au devenit cunoscute atunci când au început să filmeze video pe TikTok și, deși nu au luat totul în serios, nu s-au așteptat la un așa succes. Pe TikTok am început, cred că înainte de Elveția. Noi am postat acolo... De fapt, am postat vreo 3 videouri și nu mergea și am lăsat. Și noi am avut un telefon la dotare performant. Deci dacă să vorbim de TikTok, mai târziu, chiar în timpul Elveției, am început să filmăm câteva videouri și au intrat așa de bine. Adică unul a intrat foarte tare și am zis că trebuie să continuăm. Da, și de atunci chiar am început a continua, nu tare serios, pentru că treptat Vlad avea plecări în Anglia. Deja eu aici și nu știu. Și după am decis că ok, hai dacă când eu plec, facem aparte videourile, adică ele tot prind. Da, cu Instagram-ul, noi am avut un impuls, adică cineva tot a zis, hai fiților, voi sunteți gemeni, adică noi vă ajutăm, dacă doriți. Chiar și acum putem să mulțumim persoanelor care ei ne-au dat ideea asta și eu fost mereu, hai, voi trebuie să postați story-uri zilnice, dacă vreți, voi trebuie să postați post, noi venim, adică vă ajutăm și video-uri facem. Și asta a fost faină perioadă, care noi nu ne-am punctualizat foarte tare și n-am fost tare responsabili de aduiu și pașina asta. Noi încă mai aveam pe atunci în cap voluntariat, pe la evenimente, una, două, da. Și cumva tot am lăsat, adică noi mai postam, dar rar. Cele două vin dintr-o familie frumoasă și mereu au avut libertatea să facă tot ce își doresc. La noi mama niciodată nu ne-a interzis să nu vă duci și să nu faceți așa și mulțumim că ea ne-a dat voi să încercăm tot ce vrem noi. De exemplu, sunt unii părinți care nu ar fi acceptat plecarea noastră în Elveția, spre exemplu, da. După a 12-a. Doar voi două? Da, singur. Chiar după a 12, mama se mea, pur și simplu, nu continuăm studiile, dar noi am zis că noi să le continuăm, după ce ați venim. Dar, cu toate că poate ea undeva nu a fost de acord, ea niciodată nu a zis asta, eu zic că dușesc și ați vedeți. Hai, mai avem frate. E mai mic, are 10 ani. Noi încercăm, adică, cumva. El ne iubește tare mult, adică noi tot timpul încercăm să-i acordăm atenția asta. Am uia că Vlada e în Anglia și eu m-am mutat și un pic e ca să vedem cum a să fie, că
chestiile. Da, stați. Energia lor debordantă se simte încă din copilărie. Noi am avut o copilărie foarte, da, foarte faină, așa, veselă. În mare parte o petreceam, cred, la bunică, nu? Da, la bunici, cu, la... La bunici, la Nistru, la acolo, da. Da, la Verișoare, un sat. Cumva noi am avut o copilărie minunată. Da. Nu știu, nouă ne-a plăcut. Noi eram tare jucăușă. Noi eram centru atenție, dar mereu când noi veneam la bunica, spre exemplu, noi adunam copii. Noi adunam copii. Da, și noi stăteam pe știu că dacă vin gemenile, atunci noi ne jucăm diferite jocuri, da, și noi inventam și era interesant. Deși au avut o copilărie foarte veselă, momentele de la școală le-au marcat mai puțin pozitiv. După clasa a patra, noi am plecat în altă școală pentru că era doar clase primare și în gimnaziu a fost un pic de discriminare foarte mare, dacă sincer, din partea diriginții și nu numai. Ea opta pentru faptul că noi să venim îmbrăcate diferit și un pic era... Să nu stăm împreună. Ea avea două nepoțele în Germania. Încă e ca asta ne aduc aminte. Și ea zice că ea ca nepoțelii mele nu se îmbracă la fel. Că pe dânsele acolo în Germania se duc în școli diferite și voi tot așa trebuie să fiți. Voi sunteți două personalități diferite. Și un moment era că tot am avut și o profesoară de istorie, la fel. Ea a început cu notele că lui Vlad îi pun, de exemplu, 8, dar lui Andreea 9. Da. Pentru că sunteți îmbrăcați tot una și eu nu vă diferențiez. Păi, dar nu a fost chiar așa de rău. Și e cel mai important că noi ne ajutam la teste. Da. Asta la tăți le spunem. Și pentru asta tot era discriminare. Unii colegi nu acceptau chestia asta. Da, adică, deși noi facem asta. Spune. De fapt, după nouă, noi ne-am mutat în alt liceu. Și era mai acolo bine. Era mai bine. Dar chestiile cum facem? Spre exemplu, eu putem să înscriu doar familia, Andreea tot și noi nu scriem V sau A. Dar lăsăm așa. Vedem la cine notă mai mare și, de exemplu, eu avea nevoie de notă mai mare. Apoi noi scriem testul meu, scriem Vlada și gata. Da, sau alți profesori, ei nu ne cunoșteau. Și când trebuia să răspundem, dacă Vlada era pregătită, răspundea ea și nu răspundeam da, ea. Da, sau eu îi spuneam, Andrei, eu nu-s pregătită, du-te tu în locul meu, sau invers. Da. Acum sunt de nedespărțit, iar în curând gemenele se vor vedea tot mai rar. După ce terminăm universitatea, cred că o să ne despărțim. Din păcate sau din fericire. Nu, ok. Uneori în viață, știți cum, drumurile nu tot timpul coincid, dar e undeva acolo, eu cred că cumva a să fie și a să ne intersectăm. Da, și scopul meu după universitate să plec în Anglia. De fapt, viața așa de repede schimbă și unele situații în viață tot schimbă, așa că eu până când nu planuiesc așa departe, până când e ok și sunt ok aici, pentru că lucrez tot da, aici. Și așa, și Moldova, avem foarte multe perspective care pe viitor, dacă noi creștem și mai mult în ce și noi facem. Adică cumva, eu știu, dacă ceva n-a să meargă în Anglia, planul e să vin înapoi. Da. Și așa tot o să mă regăsesc. Da, nu știți cum. Trebuie să meargă și acolo. Recent, fetele și-au sărbătorit ziua de naștere, unde au fost invitați membrii familiei, dar și iubiții celor două fete. A fost așa mai mult în familie, prietenii noștri. Nu am plănuit nimic. Faptul că repede eu am venit cu o zi înainte de ziua noastră, noi trebuie teza de prezentat și da, trebuie să ne pregătim chestii de universitate. Da, și nu ne-am gândit. Au puțin prieteni, însă gemenele spun că sunt foarte fericite că se au una pe alta. Noi am avut o prietenă tare bună, dar noi nici nu știm de ce s-a stricat. S-a întâmplat așa că legătura dintre noi, da, legătura nu cum s-a stricat pentru noi. Nu s-a stricat, pur și simplu a dispărut. Da. Și noi am înțeles că cea mai bună prietenă asta să fie sora sau fratele tău, da? Pentru că... De fapt, noi și așa înainte ne înțelegem foarte bine, dar uneori știi, parcă trebuie și a treia persoană. Parcă vrei să mi-ai spui cuiva, da, cumva. Adică... Dar acum suntem noi două și asta e și mai bine pentru e că... fain că să rămână numai între noi. Dacă da. Eu îi spun ceva la Andrei, eu știu că la nimeni nu mai ajunge asta. Are o energie debordantă, dar cât de sinceră este blogherița Cristina Miron atunci când răspunde la întrebări provocatoare. Ce ar face cu 1 milion de euro? Există prietenie între femei și bărbați? Sau ce înseamnă aere de vedetă? Vedem chiar în materialul ce urmează. Banii mei sunt banii mei, banii lui sunt banii noștri. Corect. De ce? Pentru că așa trebuie să fie, nu? Pentru că femeile de obicei, da? Despre femei și bărbați este vorba. Pentru că femeile de obicei au mult mai mulți cheltuieli și atunci, da, le trebuie mai mulți bani. Toată frumusețea asta trebuie întreținută cumva.
banii n-aduc fericirea. Nu aduc fericirea? Eu nu înțeleg această afirmație. Pentru că atunci când eu nu am bani, de exemplu, eu mă simt foarte nefericită. Dar când am bani, cumva se rezolvă mai multe chestii. Dar iarăși, depinde de prioritățile în viață, depinde ce îți dorești, depinde ce vrei și unde vrei să ajungi, cu cât și cu... Na, nu știu ce să zic. Eu zic că aduc, da. Ce ai face cu 1 milion de euro? Vai, tu îți dai seama, pentru mine 1 milion de euro e așa de departe încât nici habar n-am. Dar cred că aș deschide ceva, un business care să se mulțească acest milion și să aducă alte milioane. Cred că asta aș face. Dar normal că ne-aș cumpăra mașină ca să scapă smogă din și haine multe, pantofi și gen. Și luma mai aș da poate cu 10.000 de euro. Nu există prietenie între femei. Măi, femeile fiind mai emoționale totuși decât bărbații, ele pot fi... să se aprindă mai repede, probabil, și să certe mai mult, dar asta nu înseamnă că nu poate să existe prieteni între femei. Pentru că eu am prieteni, atât femei cât și bărbați, și eu cred că poate, te depinde de tine și de temperamentul tău și de, în general, de... și aici m-am blocat. Cred că nu există. Nu, glumesc. Nu, este numai că nu știu cum să argumentez asta. Adică ai cumva... ce dai tu în relație de prietenie în general și ce iei, știi? Și atunci conexiunea asta între oameni în general e diferită și la toți diferit. Eu nu știu, femeile sunt mai invidioase, ci că nu știu ce. Depinde de om, eu cred că. Eu am văzut și bărbați super invidioși. Există prietenie între o femeie și un bărbat? Da, există, dar depinde cum se stabilește din start și regula principală este că dacă cineva se implică mai mult, cumva aici se termină prietenia, știi? Adică care regulă? Nici n-am spus regulă. Adică cumva se stabilească din start care este relația dintre acești doi oameni. Pentru că dacă se începe unul să se îndrăgostească de altul, atunci, evident, și celălalt cumva rabdă pentru că vrea să fie măcar prieteni, da? Atunci nașpa. Adică trebuie să fii din start stabilit, bă, prieten, clar, dacă poți, bine, dacă nu. Dragostea trece prin stomac? Atunci când ești îndrăgostit, apar fluturi ăștia în stomac și toate emoțiile în general ține de partea asta digestivă. Că când ai emoții, vrei la visi tare, nu? Și emoții, asta și îndrăgosteala asta, dragostea, emoții. Și atunci cumva simți aici așa ceva, fluturi, adică disconfort poate în stomac. Dragostea nu ține cont de vârstă. Grea întrebare. Nu ține cont de vârstă atunci când ești mic, dar când ești în vârstă este o problemă totuși, știi? Adică acolo când apare responsabilitatea și depinde cine mai mic, cine mai mare sau diferența sau așa, e că atunci cred că apar și problemele. Dar, iarăși, asta e de la caz la caz, depinde. Pentru cineva are importanță vârsta, pentru cineva nu are. Ce n-ai putea ierta unui bărbat? Înșalatul, cred că. Simplu. Nu știu dacă aș putea ierta asta. Ce înseamnă aer de vedetă? Atunci când începi să-ți folosești imaginea prea mult și în general. Adică când nu este vorba de tine, dar crezi că e de tine vorba și tot înconjurat, nu stai, și totul este în jurul tău. Îți pare că este în jurul tău. Cam asta e. Cred că îți folosești imaginea. Atât pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați împărtășit cu mine o seară perfectă. Ne vedem mâine la aceeași oră la ProTV. Transmit un salut special pentru Andrei, cel mai fidel fan al emisiunii noastre. Seară liniștită vă doresc. Noroc, Andrei!